Bună dimineața și bine v-am regăsit aici la Deale, dimineții la Hunedoara 1 TV. O dimineață de octombrie nu foarte răcoroasă, cum am pățit la începutul lunii și care a reușit să-mi dea un pic de furcă, că cumva cred că am răcit nițel. Să știți că dacă vă pregătiți să plecați de acasă către serviciu, nu e foarte frig afară, ba e chiar plăcut, aș putea să spun. Ce zici, Rosi, e frig afară? Bună dimineața! Nu e frig. Nu e frig și încă nu plouă. Am auzit meteorologii spunându-ne că ne mai așteaptă, mai avem parte încă de vreme bună, cu ajutorul lui Dumnezeu, încă ne putem bucura de cer senin și că până de zăpada, că au zis că o să avem sărbători cu zăpadă. Ama, vedem, știți, eu o spun de fiecare dată, na, avem de unde știi, că vremea e ca vremea sau vremea e ca oamenii și oamenii ca vremea. Nu știu cum va fi, dar vedem. Suntem la Deale dimineții la Hunedoara 1 TV și suntem în direct, dragii mei. Așteptăm să ne scrieți dacă aveți mesaje, dacă v-a fost dor de noi, dacă vă e frig, dacă vă e cald, dacă vă place toamna sau dacă vă place primăvara sau nu știu, haideți să povestim, să-mi scrieți și să-mi spuneți ce vă place și ce nu vă place. În această dimineață, așa cum deja știți cei care mi urmăriți pagina de Facebook sau pagina de Facebook a televiziunii Hunedoara 1 TV, am postat, avem deja promo, alături de mine în această dimineață un om deosebit, aș putea spune, o poveste de viață altfel, pentru că e altfel, un om care ne vorbește mai mult prin muzică decât prin cuvinte. Cei care îl cunosc și l-au văzut pe scenele din țară sau din străinătate știu deja că tenorul Sorin Lupu iubește nu doar muzica, dar cu siguranță din muzică face artă. Bună dimineața! Bună dimineața, Ioana! Și mulțumesc că ați răspuns afirmativ invitației așa la prima oră, pentru că ne pregătim de spectacol. Venim cu toții astăzi la Teatru de Artă să vă vedem acolo pe scenă, că e așa, parcă o binecuvântare. E o binecuvântare că ați venit la Deva, dar când ești și prieten, deja vii cu altă emoție. Da, asta din partea mea sau din partea voastră? Din partea noastră, că te-am așteptat cu brațele deschise. Da, eu mă simt deosebit aici, am prieteni pe care doresc să-i salut. Liviu, Gabi, Tibi, Marius. Sunt deosebit de încântat că mă aflu în acest oraș frumos. Chiar mi-a plăcut dintotdeauna, cu view-ul ăsta superb, cu cetatea, cu centru frumos, teatru care este deosebit. Da, în seara asta voi avea un spectacol de romanțe, se numește Parfum de Romanță, unde voi interpreta împreună cu colegii mei laureați ai festivalului concurs Crizantema de Aur. Voi interpreta romanțe. Mulțumim, Rosi, Parfum de Romanță, cu laureații ai Festivalului Național de Romanțe Crizantema de Aur. Acesta este afișul la ora 18, dragii mei, dar mai revenim asupra subiectului. Pentru că scrie Liviu Macuvei, așa cum îl cunosc pe tenorul Sorin Lupu, cu siguranță va fi o emisiune frumoasă și interesantă. Așa e, prietenii noștri de acasă care ne urmăresc și care ne cunosc foarte bine și pe mine și pe invitatul meu, se așteaptă să avem o poveste fără muzică, dar cu muzică în suflet, o poveste de viață foarte frumoasă și interesantă. Pentru că la o simplă căutare pe Google, pe prietenul meu Google Probleme, bă, găsești una dintre cele mai frumoase povești de viață. Am întrebat în această dimineață și totuși, unde te-ai născut? Pentru că scria la un moment dat într-un articol clujanul nostru, n-am înțeles ce a căutat la Paroșeni, că prin 88
1988, invitatul meu era, locuia, muncea, eu nu știu ce făcea, dar era cu siguranță în județul Hunedoara. Ce înseamnă județul Hunedoara pentru Sorin Lupu? Pentru că am impresia, din ce am citit eu acolo, o perioadă destul de lungă din viață v-ați petrecut în județul Hunedoara. Mie așa mi s-a părut foarte lung. Și foarte grea. A fost primul meu contact cu, ca și angajat. Deci atunci mi s-a terminat, să zic, copilăria, deși eu copilăresc întotdeauna, dar în momentul respectiv mi s-a terminat copilăria așa cum o știam. M-am angajat pentru prima dată, am fost repartizat de la Cluj, am fost repartizat la Mina Paroșeni și am lucrat ca mecanic de locomotivă în cadrul minei respective. Am locuit în Vulcan, inițial într-un cămin de nefamiliști. La ajutorul unui prieten am prins și eu o garsonieră mică în tot ceva cămine erau, nu mai rețin acum chiar 100% exact. Dar a fost așa un experiment plăcut. Adică plăcut, de care mi-aduc aminte cu plăcere, nu neapărat, deci n-am fost îngrozit. Îngrozit probabil de primul contact cu șeful, dar în rest nu. Câți ani a durat aventura mină? Nu au fost ani, au fost luni. Au fost luni, practic, nu era pentru mine. Pe mine viața mea a fost condusă, adică, cum să vă explic, tot timpul... cum îi spune la termenul ăsta așa, deci baleam, sau mă învârteam în jurul muzicii fără să vreau. Practic tata și-a dorit foarte mult ca să cânt la un instrument. Clasa 1 și a 2 am făcut-o la vioară în Cluj, după care m-au retras de la liceu de muzică din cauza că nu mai ascultam. Fiind, stăteam în cartier, în centrul la liceu de muzică, în loc să ajung la 12:30, 1 acasă, când termina pe la ora 12, terminam orele, 4 ore se făceau atunci, nu se fac așa acum câte 5, 6, 7, 8. Și deci de la 8 la 12, în loc să ajung la 12:30, 1 acasă, ajungeam pe la 9 seara. Și asta s-a întâmplat de mai multe ori și îți mai ziceai că îl pierdem, că m-am împrietenit cu ceva băieți pe acolo, umblam și eu prin oraș. Peste treabă. Da, mergeam la Luna Park, la mașinuțe, la tot felul de chestii de astea. Și o ales ca să mă duc în cartier, să mă tragă la semne, cum zic ardelenii noștri. Și am fost dus într-o școală de cartier la o prietenă de-a mamei mele, învățătoare, care a fost un pic cam dură, deci acolo a fost dură rău de tot cu mine, m-a scos, a făcut din mine premiant într-un an de zile. Țin minte că luam câte... Avea problemă cu perciunii mei, trăgea așa, mă făcea așa de deci perciuni. Deci și atunci era purtai ce perciuni ca și... Nu neapărat, păi agățaia cu ăsta sau... Avea boală în general pe păr. Mă duceam la mama și ziceam: mamă, tunde-mă zero. Nu știu de ce vrea să mă tund așa. După care m-am mutat la altă școală, în clasa a patra, dacă bine mi-aduc aminte, asta deci a treia, deja în clasa a patra, la a treia școală. Și am început să studiez chitara. Fratele meu cânta la acordeon, eu la chitară, după care... De-a lungul timp am mai făcut clarinet, pian, așa încetul cu încetul, până când la un moment dat m-am apucat să cânt cu vocea. De asta era, asta a venit după câțiva ani de zile, în jurul vârstei de 25 de ani, și după care am rămas fidel, am rămas aici. Mi-am redescoperit pasiunea, să zic așa. Deci eram destul de îngrozit când tinerețe să cânt. Deci hai să cânți cu noi. Nu puteam. N-aveam curajul necesar sau nu aveam încredere în mine. După liceul transporturilor, primul pas către muzică și o școală ar fost Școala Populară de Artă, de la Cluj, presupun. Da, cea de la 25 de ani atunci m-am dus. De fapt, a mai fost o tentativă undeva pe la 16 ani.
Practic, acasă, stăteam la televizor, urmăream pe Florin Georgescu, pe Deaconescu, pe alți tenori care erau în vremea respectivă și mama zicea, uite, așa o să ajungi și tu și o să cânti, o să fii tenor. Ce frumos! Da, și mie mi-a rămas chestia asta în cap, că eu o să fiu tenor, eventual, dacă mă voi apuca de muzică. Unchiul meu, care profesa în domeniu, m-a trimis pe la 16 ani la același profesor la care ulterior m-a trimis la 25. Era. Și acolo nu era dânsul, era un alt coleg care a zis, zice, da, da, ce știi, ești bariton. M-a ascultat el, ești bariton. Și atunci am stat și m-a gândit, dacă zici că-s bariton, nu mă interesează. Și nu m-am mai dus. Gata. Nu, pentru mine a fost experiența clară. Iar la 25 de ani, în 95 a murit tatăl meu și la mormântare unchiul meu mi-a zis, zice, Sorne, tu trebuie să faci muzică, că ești tenor. Zic, unchiule, nu, acolo mi-a spus că-s bariton și dacă-s bariton rămân, așa e, motestat, nu există, tu ești tenor, trebuie să mergi. Și zic, bine, mă duc. I-am zis așa, să mă lase, bine, mă duc. Și în jurul Paștelui, de fapt chiar de Paști, și-au trimis doi dintre prietenii lui din studenție, un artist plastic și un oboist era, Vlas și Melinte, așa-i chema. Și o zis, zice, uite, ne-a trimis unchiul tău să vorbim cu Boldor, Boldor era profesorul, să te ducem la el, la ore, că tu trebuie să te apuci de canto. Și a zis, Nenea Bubu, era Vlas, Nenea Bubu, zic, eu nu cânt, n-am ce să cânt, eu lucram la CFR, aveam un post super bun, deci puteam să ies la pensie liniștit de acolo, de la locul respectiv. Adevărul că nu eram satisfăcut, n-aveam împlinire. Așa, și la Paște au venit la noi cu Odato, că la noi nu știu aici, este obiceiul ăsta cu Odato, da? Este, deci, ne parfumează băieții. Da. Și au venit la noi, era soția și mama, eram acolo, stăteam în perioada respectivă, stătea la mama acolo. Și de fapt nu știu de ce, care era chestia că stăteam acolo. Cred că ne-am mutat, da, ne-am mutat acolo, ne-am fost mutată în bloc, în același bloc cu mama. Așa, și au venit cu datul, cum zic ăștia, și zice, Sorne, uite, trebuie să mergi. Bine, zic, hai că o să vin, dar să ne întâlnim luni. Ne întâlnim luni. Luni era, ne întâlnim luni. Am acceptat, zic, hai să mă duc să-i dovedesc că nu. Nu e așa. Și cum lucram în centru. Traseul la Bubu, cum era, nu era pe partea respectivă. Era pe în altă parte să ajungă la școală. Noi am dat întâlnirea la școală. Și la un moment dat mă trezesc cu cineva, bate în ușa. Și îi aveam un geam, lucram cu pensionarii CFR și îmi bate în geam și un colegă zicea că te caută cineva și mă duc și da, zic, domnul, care e baiul? Păi da, zice, uite, haide că am venit, că am trecut pe aici și că a zis că hai să mergem împreună. Eu era frică ca nu cumva să mă duc. Și am zis că vin, hai să mergem și ne-am dus. Îmi zice, Bubu, dar să știi că dacă nu veneai, pilul mă strângea de gât. Asta e unchiul meu, că unchiul meu era tare, era un tip așa micuț și făcea bravură, te strâng de gât, nu știu ce, dar nici vorbă, era, cred că nici o muscă nu putea să o mai făcea, zice, omară, ia musca de aici, așa, și m-am dus la profesor, țin minte și acum, profesorul meu stătea și se barberea, săracul că a murit, Dumnezeu să-l ierte. Stătea la... în sala respectivă și era dimineața de la ora 6 stătea până la 6 seara. Deci, cred că era un pic mai matinal ca și noi. N-avea ce face acasă, mergea la școală și se barberea pe jumătate de față, așa s-o barberit. Era jumătate nebarberit și zice, nu mă un pic să termin. Bine, nu, povestim foarte jovial, foarte bun om, un tip extraordinar. Și ce, hai să facem vocalize respective. Facem vocalize, două, trei și la un moment dat se ridică de la masă și fuge la Bubu. Și le ia în brațe. Ăsta era profesor, era un tip mare, așa, masiv și le ia pe ăsta, era micuț. Le ia în brațe. Îți mulțumesc că l-ai adus, că n-am crezut că o să mai apuc așa o voce, dar la care Bubu, nu eu, făcea așa, știi, cumva că era frică să nu-l bată, să zice, nu eu, că pilu. În fine. Și
zice, de mâine începem, zice, să facem vocalize. Așa au rămas, de mâine începem să facem vocalize. Și a doua zi am stabilit că la ora de vin la sala acolo, la sala dânsului. Bate cineva în geam. Și colega mea, o tipă foarte, foarte așa plictisită, așa vorbă, e deosebită, dar mi-a și rămas prietenă de atunci, e foarte plictisită, hai că te caută un moș, zice, hai că te caută un moș. Când ies afară, era profesorul meu. Domnul profesor, hai, uite, am trecut pe aici și am venit zis să te aud. Dânsul mergea la conservator și făcea naveta, preda și la conservator. Și a avut o oră la conservator și zicea să vin să-l iau, să fiu sigur. După aia mi-a spus, zice, mă, mi-a spus Bubu că să nu te las, că s-ar putea să nu vii. Și s-o ținut pilul, a dat ordine. Când a dat ordine pilul, trebuia toată lumea să se execute. Și m-am dus la vocalize, după în fiecare zi mergeam acolo, am stabilit cu el, m-a început să-mi placă într-un fel, că e un microb ăsta, dacă vezi că-ți merge treaba, zice, bai, de ce să nu continui? Și la un moment dat îmi zice, tu să știi că o să ajung solist și o să cânți, și în momentul ăla am zis, m-am dus acasă și am zis la soție, zic, gata, eu mă fac, mă apuc, dau la conservator și o să ajung solist. Care soția zice, ei, o să ajung și o să faci tu facultate, fii serios, zice, și așa. Aveam 5 sau 6 facultăți începute și nu le-am terminat pe niciuna. Că nu-mi găseam locul. Și asta a rămas, asta am terminat, am făcut și masterat, am făcut și câțiva ani de doctorat, deci se adună încetul cu încetul. Și într-adevăr, Academia de Muzică Gheorghe Dima, despre care noi tot povestim aici la Deale Dimineții, pentru că foarte mulți artiști ai județului Hunedoara și nu numai au trecut și prin acest studio și prin această facultate, la clasa profesorului Vasile Boldor, a făcut aici ai... Nu, la Școala Populară de Artă, că în momentul așa, când m-am dus n-am mai fost la Academie. Așa. Și la Academie la ce profesor am ai? Am fost la doi profesori, așa, la rectorul de atunci, Alexandru Fărcaș. Așa. Și la Gheorghe Mogoșan. Deci, cumva, vedeți că nimic nu e întâmplător în viață. Foarte mulți elevi de aici, de la noi, de la Liceul de Arte, visează să ajungă la Academie, la Academia de Muzică Gheorghe Dima de la Cluj. Se pare că e o rampă de lansare, să spunem așa, pentru cei cu și nu doar vocea, că acolo sunt și instrumentiști, avem și foarte mulți instrumentiști, o parte din ei muzicologi, da, o parte din ei vor urca diseară pe scenă, pe scena Teatrului de Artă alături de Sorin. O să ajungem și acolo. Comorile județului Hunedoara, cum le spun eu, de seară vor fi pe scenă alături de invitatul meu. Curg mesajele de la prieteni. Mișu de la Hunedoara ne spune, bună dimineața, dragilor. Tibi, bună dimineața, felicitări pentru emisiune, te salută. Un om minunat și o voce de aur, așa e, cei care vor să-l audă live, că îl puteți auzi și pe YouTube, are canalul de YouTube pe care îl găsiți foarte ușor. Cosmin Truță ne spune bună dimineața. Bună dimineața, și noi Cosmin, vă salutăm, familia Truță. Ce faceți, Ale și Cosmin și cei doi prunci minunați? Cosmin cred că are timp. O familie frumoasă. Ale o tăiat-o cu copiii la școală. Da, oameni faini în jurul nostru, e un cer de prieteni a nostru foarte drag și uite că nimic nu e întâmplător în viață. Vedeți, l-am cunoscut pe invitatul meu datorită unor prieteni și uite că pe seară va urca pe scenă alături de alți prieteni ai sufletului meu, pentru că cei de la Centrul de Cultură și Artă, ansamblu profesionist Drăgan Muntean, domnul profesor George Câlțea, că povesteam aseară, noi ne-am mai întâlnit și aseară după repetiții, domnul profesor George Câlțea e un om apropiat sufletului meu și băieții din ansamblu, orchestra aceea minunată, îi salut și îmbrățișez valori reale ale muzicii hunedorene, pentru că și ei, majoritatea dintre ei, nu cred că este vreunul dintre ei să nu fi terminat vreo școală cu studii în muzică, și Vali, și Adi, și Ovidiu Urzicianu, și majoritatea, și Ovidiu Pintilei, și ei, cam toți au
școli în domeniu. Nu toți au terminat la Gheorghe Dima, dar o să povestim cum au fost repetițiile de aseară în Povestești. Dar înainte vreau să te întreb ce anotimp, sau nu, mai frumos, iubești soarele sau iubești ploaia? Mă simt bine și pe ploaie, dar iubesc soarele. E de-al meu, ați văzut? Normal, mă cheamă Sorin. Sor de la soare, nu? Doamne ajută, să vedem ce ne spune Andra dacă e soare astăzi și ne bem cafeaua la terasă. Eu sper să facă Andra o magie și să aducă soarele la Deva. Andra nu poate aduce soarele pe cer, dar poate să aducă o, nu știu, o cu vorbă bună de la meteo. Andra, bună dimineața, dă-ne vești bune, draga mea. Bună dimineața, Ioana! Dragi telespectatori, iată care sunt veștile din punct de vedere meteorologic. Azi soarele se cam ascunde printre nori, dar atmosfera rămâne plăcută. La Deva și Hunedoara, cerul va avea norori temporare, dar temperatura pe timpul zilei va fi de 19 grade Celsius. La noapte, temperatura va fi de 6 grade Celsius. În Brad, soarele iasă timid de sub nori și vom avea 19 grade în termometre. Noaptea, cerul este noros, iar minima va fi de 6 grade Celsius. La Petroșan, soarele este prezent pe cer și va fi senin. Maxima pe timpul zilei ajunge la 18 grade Celsius. Vântul este domol și minima nopții este de 5 grade. Cam atât la această oră. Cu noi date despre timpul probabil în județul nostru, vin și mâine dimineață. Îl întrebăm pe Rosi, că noi ne luăm la povești pe pauza cât a vorbit Andra. Nu știm dacă e soare la Deva sau nu. Rosi, dacă ai timp, sună-ne și nouă dacă e soare la Deva. Liviu Macovei ne spune, mulțumim lui... E soare, spune Rosi. Liviu Macovei ne scrie și ne spune așa: mulțumim lui Sorin, dar și moderatoarei Pop Maria Ioana pentru această frumoasă emisiune. Ne aduceți bucurie în suflete. Până la urmă, dragii mei, tot ceea ce facem e pentru public. E și pentru sufletele noastre, da, greșesc, ne hrănim cu ceea ce facem, că facem cu plăcere, ne trezim cu noaptea în cap și eu, și invitații mei și Rosi, dar până la urmă dorința mea e să aduc ceva în sufletele, ceva bun în sufletele celor care se uită la emisiunile mele. Presupun că de asta urci pe scenă. Știu, când urc pe scenă, mă consider un fel de, în același timp, și donator, și vampir de stări de fericire, să zic așa. Pentru că, de fericire, pentru că în momentul în care sunt pe scenă, sunt trecând peste emoțiile pe care le-am de fiecare dată, trecând peste problemele pe care le-mi fac la fiecare secundă, peste rezolvările găsite instantaneu la anumite situații, sau cred eu că sunt instantaneu, dar așa, mă simt extraordinar de satisfăcut că dau și iau fericirea asta la oameni, la public. E mare lucru când reușim să dăruim. Eu am învățat foarte greu să dăruiesc oamenilor. Eu presupun că am trăit într-o carapace foarte mulți ani. Da, nu te simți mai bine așa. Dar e mult mai frumos să dăruim. Și am învățat că putem primi înzecit înapoi. Atunci când înveți să dăruiești, primești înzecit înapoi. Dar a fost una dintre cele mai grele lecții de viață. E greu să îmbrățișezi. Dacă nu îmbrățișezi, te simți bine. Când îmbrățiști, dacă o faci sincer. Și dacă găsești omul potrivit. Da, și pentru dacă o faci sincer. Mă rog, nu mă refer la dragoste așa, dar mă refer în general, când faci sincer la orice om, practic. Dacă îl îmbrățișezi cu drag și de drag de om, să zic așa, nu neapărat de persoană respectivă, drag de om, de ființă, simți și dai și ei în momentul la energie. Chiar dacă el e un picuț refractar, va ceda dacă îl îmbrățișezi cu drag. Da, frumos spus. Poate mai învățăm câte ceva. Vedeți că nu sunt singura care spune același lucru. Tot găsim oameni minunați care reușesc sau au reușit să
înțeleagă că până la urmă îmbrățișările își au rostul lor, zâmbetele au, zâmbiți, dragii mei, și îmbrățișați, dăruiți până la urmă, că să vedeți că la un moment dat o să se întoarcă. Eu nu mănânc fructe, cei care mă cunosc știu asta, dar eu știu că la invitatul meu îi plac cireșele. Care-i povestea cu cireșele? O împărtășim, nu împărtășim? Știu că e o poveste și pe urmă îl întrebăm și care e rolul care l-a consacrat, deși asta găsim și pe Google. Am vrea să povestim altceva. Altfel, să vedem. Dacă îi plac cireșele, era o întrebare. Cum e cu cireșele? Normal că îmi plac cireșele. Ce preț au ăștia. Chiar dacă sunt prohibitive, am în curte un cireș. Da? Așa. Un cireș care, contrar celor care spune, e doar un pom, este pomul care mi-a schimbat viața. De ce spun asta? Pentru că în primăvara anului 2017, mai, de fapt primăvara, da, la începutul verii, în 2017, eram în cireș, stăteam în fund pe o cracă și s-a rupt craca și am picat din cireș în cap. Atunci mi-am fracturat coloana vertebrală, mi-am fracturat clavicula, câteva coaste, în orice caz a fost o traumă mare. Claie peste grămadă, să zic așa, mi-a picat și creanga respectivă, care avea în jur de 80 de kilograme, picat de, destul de mare, picat peste mine, m-a presat acolo la pământ. A fost un moment de răscruce, zic că punctul zero al existenței mele pe lângă naștere. M-am născut din nou, deci atunci am înțeles că chiar dacă până atunci, referitor chiar la îmbrățișer, se poate spune treaba asta, dacă până atunci nu dădeam prea mult credit, să zic, unor oameni sau nu acceptam comportamentul unor oameni, din momentul respectiv am înțeles că bunerele, ce ni se arată în viață, trebuie să le acceptăm, pentru că s-ar putea să fie pentru ultima dată când dăm mâna cu omul respectiv, când dăm față cu omul respectiv, când suntem în fața unei situații. Chiar trecând peste persoane în general. Dar din momentul respectiv am încercat să-mi trăiesc fiecare secundă a vieții la maxim, cât se poate. Chiar dacă unii oameni îmi spun, mă, ești cam direct, le spui în față, zic, până la urmă, ce pierdem? Eu spun, asta e părerea mea, asta e ceea ce vreau să fie, asta e ceea ce doresc de la viața mea, asta e ceea ce doresc la relația dintre noi, să zic, dacă e referitor la o persoană. Dacă acceptă, e bine, dacă nu acceptă, iar e bine, că până la urmă nu trebuie să facă nimeni ce vreau eu sau eu să fac ce vreau alții. Normal, sunt compromisuri în viață, că copiii mei îmi spun, eu vreau să fac asta, zic, măi, vreau să fac ce vreau. Și eu le spun așa, zic, măi, nu poți să faci ce vrei. Poți ca să-ți exprimi dorința, dar nu poți face ce vrea. Pentru că în momentul când, dacă vrei să faci ce vrei, du-te în vârful muntelui. Dar nici acolo nu poți face ce vrei. Pentru că s-ar putea să apară un urs să zică, mă, mie nu convine. Corect. Și atunci ce faci? Deci tot nu faci ce vrei. Trăim în niște limite, trăim între niște granițe care sunt trasate de societatea în care stăm. Da, și trăim, dar trebuie să spunem ce avem pe suflet. Să spunem ce avem pe suflet și să nu strângem frustrări care ne pot duce tot pe noi, că până la urmă, atunci când strângem frustrări și nu spunem celor pe care iubim, normal, nu apucăm să spunem trecătorilor de pe stradă, nu-mi place culoarea bluzei tare. Nu. Vorbim de oamenii care sunt în viața noastră, prieteni, soție, soț, partener de viață, colegii de la școală cu care interacționăm, colegul de bancă, nu știu. Oameni care contează la echipa, de exemplu, cu care lucrezi,
Acolo trebuie să fii, orică îți place, orică nu îți place, când te duci într-un colectiv trebuie să te supui unor reguli impuse de echipă, de colectiv. Nu putem să devenim egoiști și să ne iubim atât de mult pe noi înșine, încât să devenim, nu știu, să fim respinși, pentru că la un moment dat toate frustrările și toate angoasele pe care le strângem, cred, nu știu, poate mă contraziceți în această dimineață, nu face altceva decât să ne marginalizeze. Și spun asta pentru că ai urcat pe foarte multe scene. O operă pusă în scenă nu se pune de azi pe mâine, sunt zile, ore, nu știu, luni de zile de muncă. Ani, dragii mei, ani de muncă la un rol. Echipa cu care urcați acolo pe scenă, în Carmen, nu știu, în orice operă aleg de aici pe care ați, Rigoletto, Carmen, Boema sau Traviata. Hai de unde, 52 de roluri. De 52 de roluri, dragii mei, de la costume. Am colegi care au 1000. 1000 de, mă rog, 1000 de titluri, de începând cu tot felul de concerte, și 1000. O echipă de la costume, de la costumier, de la scenograf, de la cel care face, nu știu. Trebuie echipă. Să vă închipuiți un... Deveniți o familie până ajungeți să puneți în scenă o operă, nu știu, cred. Mă gândesc că acum electronica e în top, dar toată lumea cred că a văzut un ceas mecanic. E, dacă e de la ceasul respectiv, ei o rodiță, nu mai funcționează. Dacă e un arătător de arătător, zice, nu la... Da, așa, arătător. Un arătător, dacă îl iei, arătătorul respectiv, restul nu va mai arăta ora, deci nu-ți vei da seama unde e și cum e. E foarte important, totul e important. Ziceam de ani, de ce de ani? Că lumea ce bine, cum să înveți un rol într-un an? Nu îl înveți, un rol îl înveți într-o lună. Să zic, 21 de ore, atâta durează învățatul unui rol. Efectiv, să stai acolo. Restul e memorare, imaginația fiecăruia, cum vede personajul respectiv, dar să se, noi așa zicem, să se coacă rolul ăla, să poți simți a tău, să te trezești dimineața și să-l cânți, sau mă rog, măcar să-l îngâni. Dimineața nu prea putem cânta, așa, dar să faci chestia asta, îți trebuie probabil uneori ani. Deci, unul dintre rolurile mele care preferate, la care chiar dacă l-am cântat de puține ori, pot să-l cânt absolut oricând, dar l-am învățat în aproximativ 6 ani. Care e rolul? Rolul Turidu din Cavaleria Rusticană. E un rol de mică întindere. De ce zic că l-am învățat? Deși l-am știut, să zic așa, din primele 3 săptămâni, practic el a stat și a mocnit în mine. În momentul când am debutat la Cluj cu rolul respectiv, un prieten de-al meu, acum prieten, atunci era cel care scria despre spectacole de la opera, Demostene Șofron, a zis, zice, Sorine, unde l-ai mai cântat? Păi zic, nu l-am cântat nicăieri, că l-am debutat, acum l-am debutat. Ce nu se poate, pentru că era meu. Și rolul este al meu, după anul, acum 2 ani, am participat la o repetiție și întâmplarea a făcut ca solistul care era repartizat pe rolul respectiv nu a venit atunci. Și am intrat să-l cânt, deci fără nicio repetiție prealabilă. În mod normal repetăm un rol pe care nu l-ai făcut, îl repeți, ceri niște cabine cu pian, cu ăsta, îl repeți, măcar tu ești pe partitura. Ei, m-am dus direct pe scenă și l-am cântat. Și zice, așa, mă, l-ai exersat? Nu l-am exersat, e acolo, e zgâriat pe disc. Uneori devenim, să ne dăm seama la un moment dat că suntem născuți pentru ceva anume și probabil aici rolul se potrivește mănușe pentru că l-ați ales înainte să veniți pe pământ. Nu știu. Din 2017, de la punctul zero, s-a schimbat ceva radical, să spunem așa, în viața noastră?
Ca ce? Material? Orice, sau la ce? Orice. Nu. S-a schimbat viziunea mea asupra mediului înconjurător, a celor care sunt pe lângă mine. Și sunt mai... pot să zic că din 2017 încetuț mi-am făcut mult mai mulți prieteni. Chiar ziceam la un moment dat că eu nu mai îmi calculez vârsta în funcție de zile și de luni sau de ani. Îmi calculez vârsta în funcție de prietenii pe care îi acumulez de lungul unui an. Frumos spus. Niculiță Besea ne scrie: bună dimineața, frumoasă emisiune. Marcel Vitcă ne spune Vitcăt, cred că. Bună dimineața și noi vă spunem bună dimineața. Vă mulțumim că sunteți alături de noi în direct. Și Sergiu Stănescu ne spune bună dimineața și noi îl salutăm. Ne vedem după masă că venim la teatru, Sergiu. O întrebare. Care e rolul, punem și întrebări clasice, că așa se face, care e rolul care v-a consacrat? Deci asta ar trebui să zic, să... Nici nu știu să spun așa, că la toate a fost ok, dar să zic, primul rol pe care l-am făcut pe scenă ca solist plin, full, să zic așa, un spectacol, a fost Ducele de Mantua din Rigoletto de Giuseppe Verdi. Am găsit undeva un articol, un not în gât, de fiecare dată când îl interpretați, reușise la un moment dat un reporter să vă smulgă o declarație. Da, probabil îi așa de ale jurnaliștilor mai da, găsesc da. Așa câte o exprimare. Nu neapărat. Emoția am la fiecare rol pe care îl cânt, indiferent ce fac. Deci chiar dacă am o piesă de cântat sau dacă am un rol de întindere mai mare sau orice, tot timpul ai emoții. Bineînțeles, noi trecem, datorită antrenamentului ăsta, să zic așa, în timp, noi putem să dominăm emoțiile astea, unii, pentru că cunosc persoane care tremură și acum când trebuie să cânte. Și nu vreau să zic că au în spate carieră probabil de 50 de ani și stau și tremurau, nu dau nume, tremură așa și zic, bine, dar de ce tremură? Ce trebuie să cânt? Păi bine, trebuie să cânt, dar pe tu ai sute de spectacole, mii de spectacole și totuși, da, zice, degeaba, care emoții? Avea emoții persoana respectivă. Emoții avem toți, acum depinde unde le canalizăm. Deci sunt diferite, emoțiile sunt diferite, știu eu, trebuie să intri pe scenă și simți nevoia, mă, eu trebuie să mă duc la WC-ul acum. Păi, până la urmă, când ai pășit pe scenă, îți dai seama că, de fapt, nu era nimic. Erau numai niște excitații nervoase la nivelul X sau X. E așa de drăguț, să știți că nu e așa. Mai emoțiile, sau cel puțin eu, când am emoții și am emoții de fiecare dată când intru în direct, sau urc pe scenă, cum am urcat duminica trecută la Ribița. Nu știu, nu reușesc să mi le controlez. Acea pastiluță de deasupra urechii ia comanda, în cazul meu, și e foarte greu începutul. Da, pentru că te raportezi acolo, la punctul ăla, acum. Dar eu nu mă raportez aici, eu mă raportez acolo, când termin. Și atunci, automat, trec peste chestia. Să știu că am de făcut treaba asta și o fac. O să încerc. Nu stau să mă... Nu mă îngrozește gândul că... Nu că nu simt chestia asta, că o simt. Că, uite, să uită ăștia la mine, comentează, râd. Am fost la un eveniment, apropo, și aveam de intrat pentru a treia oră pe scenă și în evenimentul respectiv câțiva oameni de acolo s-au apucat să râdă. E o chestie așa că simți așa, mă, de ce râd ăștia? De mine? Sau ce se întâmplă? Dar, până la urmă, în momentul când ești pe scenă, când ai pășit pe scenă, indiferent ce se întâmplă dincolo de luminile rampei, să zic așa, aparține lor. Nu mă interesează. Aici, acum, în locul ăsta unde sunt eu și nu este nimeni altcineva. Dacă ar fi fost altcineva, nu eram eu. Deci acum, în momentul ăsta, eu sunt cel mai bun aici în ceea ce fac. Eu am cuvântul meu, eu trebuie să spun. Ei să stea să uite la mine. Că le convine, că nu le convine, vorba prietenului nostru Iohannis, ghinion. Ghinion, soarta e crudă. Da, o poveste frumoasă. În ce lună anului? Februarie. Născut? Da. Mergem la horoscop să vedem ce zodie? Vărsător. De apă, vedeți, nimic nu aer, întâmplător. Aer, de aer, 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 aer. Eu când am auzit că e cu vărsat, nici cum nu-mi iese, da? Vărsătorul de aer. Da.
Andra vine cu horoscopul să ne spună cum se așează astrele pentru noi astăzi, dragii mei. Haideți să urmărim horoscopul cu Andra. Bună dimineața! Dragi telespectatori, iată care sunt previziunile astrologice pentru astăzi. Berbec, nu este o zi bună pentru a porni o nouă afacere și nici pentru întâlniri cu prietenii. Starea de nervozitate vă poate face să aveți reacții necontrolate față de persoanele apropiate. Un prieten de familie vă ajută să evitați un conflict cu autoritățile. Taur, în prima parte a zilei s-ar putea să aveți divergențe cu partenerul de viață din cauza unor probleme financiare. O cunoștință vă solicită returnarea unui împrumut pe care vi l-a acordat, dar nu aveți posibilitatea să vă respectați promisiunea. Această situație neplăcută se rezolvă în cursul după-amiezii când o rudă vă oferă o sumă de bani de care aveți nevoie. Gemeni, sunteți nemulțumit pentru că aveți impresia că munciți prea mult, iar munca depusă nu este apreciată la adevărata ei valoare, nici de șeful dumneavoastră și nici de partenerul de viață. N-ar strica să fiți mai modest. Spre seară primiți o veste bună de la o rudă din depărtare care vă redă buna dispoziție. Rac, ideile dumneavoastră nu sunt prea bine primite, dar acest lucru nu vă descurajează și nu vă afectează dorința de înnoire. Nu este o zi favorabilă întâlnirilor de afaceri, însă relațiile cu partenerul de viață sunt bune și puteți petrece momente plăcute împreună într-o excursie sau în vizită la rude. Leu, simțiți nevoia să faceți schimbări în cămin și sunteți tentat să cheltuiți o sumă mare de bani. Fiți prudent în luarea deciziilor pe plan financiar pentru că nu este un moment favorabil investițiilor. Astrologul vă sfătuiește să vă consultați cu partenerul de viață și să țineți cont de sfaturile unei persoane mai în vârstă din familie. Intuiția nu vă ajută prea mult astăzi. Fecioară, în cursul dimineții s-ar putea să fiți nervos din cauza dificultăților pe care le întâlniți pe plan profesional. Totul se rezolvă în scurt timp cu ajutorul colegilor de serviciu. În partea a doua zilei puteți face schimbările dorite în cămin. Membrii familiei vă susțin. Balanță, sunteți bine dispus și optimist. Încercați totuși să nu vă detașați prea mult de problemele persoanelor apropiate. Riscați să fiți înțeles greșit și chiar să vi se facă reproșuri. Astrologul vă sfătuiește să fiți prudent în tot ce faceți astăzi. Sunteți predispus la conflicte cu autoritățile. Scorpion, relațiile parteneriale parcurg o perioadă favorabilă. La locul de muncă, însă, nervozitatea vă predispune la greșeli. Astrologul vă sfătuiește să vă păstrați calmul și să evitați discuțiile în contradictoriu cu o colegă de serviciu. Săgetător, neînțelegerile din cursul dimineții cu o femeie mai în vârstă din familie vă creează o stare de nervozitate. Astăzi nu este indicat să vă întâlniți cu prietenii și cu rudele. Starea dumneavoastră de agitație ar putea să le strige și lor buna dispoziție. Nu încercați să faceți vreo speculație financiară. Astăzi nu aveți șanse de reușită. Capricorn, nu sunteți mulțumit de nimic și simțiți nevoia să faceți o schimbare în viața dumneavoastră. Se pare că nu aveți șanse să obțineți împrumutul pe care contați. Păstrați-vă calmul, în caz contrar, riscați să declanșați o ceartă care va implica mai multe persoane. Vărsător, în prima parte a zilei deveniți irascibil din cauza lipsei banilor. În jurul prânzului vă întâlniți cu un prieten care vă împrumută suma de bani de care aveați nevoie. Nu este momentul să vă ocupați de afaceri pentru că șansele de reușită sunt reduse. Există riscul să intrați în conflict cu legea. Fiți atent și prudent. Pești, se pare că șeful este nervos și reușește să tensioneze atmosfera de la locul de muncă. Păstrați-vă calmul și evitați discuțiile în contradictoriu cu colegii de serviciu. Petreceți după amiaza în mijlocul familiei. Împreună cu partenerul de viață puteți rezolva o problemă care vă frământă de câteva zile. Vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem și mâine cu noi previziuni astrale. Da, vă merge la teatru ca să detensionăm. Mi-a ieșit la prima oră. Poți să zici în franceză, de tensionant. Da, mi-a ieșit la prima oră. Mulțumesc. Rosi, cred că, nu știu, astăzi o tăiem acasă, mai avem 7 minute, pe o tăiem acasă, că șefa noastră și pe tine și pe mine. Deși n-am fost atentă chiar la RAC, să vedem Corina, bună dimineața, ce sarcini de serviciu ne trasează. Horoscopul dispune sau predispune, dar nu dispune, cum zicea Nicole Ebner, o salutăm pe Nicole, ne e doar de ea, încă face parte din echipă, ea e cea care scrie și e vocea știrilor cu Nedoara 1 TV, dar mi-e doar de o emisiune cu ea, în curând. Mai avem 7 minute, mai avem așa. Mai am așa o întrebare foarte delicată. E importantă familia? Schimbările radicale de la CFR, ca să nu zic din mină, pe scenă, de la CFR pe scenele lumii, a Europei, a țării și a Europei, e nevoie de familie? E nevoie de susținere? Sau nu, putem și singuri, așa.
categorică e nevoie. Eu nu știu cum să spun. În momentul în care mă încarc, în momentul în care mă liniștesc, în momentul în care sunt, să zic, satisfăcut emoțional, în momentul în care te poți descărca, din păcate, câteodată, probabil unele frustrări le liberez în familie, dar am învățat să trec, să nu abuzez de emoțiile mele din afara familiei, în familie, iar ceea ce pot să spun, dacă nu era soția mea, nu făceam ce făceam până acum, dacă nu. Deci am avut și am un om minunat alături de mine, un om care e cel mai mare critic al meu, deci absolut nu există odată să am ceva de făcut și să nu vină, vezi că uite acolo așa și ai făcut așa. Deci ea, de atâția ani de zile lângă mine, mă cunoaște, știe cum gândesc pe scenă, știe ce trebuie să fac pe scenă. Chiar mai și predau așa din când în când, foarte rar, că nu am tragere, că nu-mi place. Îmi place, dar nu, dacă nu văd seriozitate și dorință, evit. Eu mă consum eu prea mult și îmi spunea, zice, să știi că dacă ar fi ca să-mi aleg un profesor, nu te-aș alege. Și zic, de ce? Zice, ești prea direct. Le spun, le zic în față și la copilași, la studenți, la elevi care vin la mine, le spun, ai gândit așa, așa, trebuie să faci așa, așa. Unii sunt șocați, dar zic, e cea mai bună, din punctul meu de vedere, e cea mai bună metodă ca să-i spui la omul în față ce probleme are, să-i spui la omul în față cum ar putea să rezolve, chiar dacă explicațiile nu sunt, să zic, academice, nu sunt alambicate în cuvinte. Eu le spun natural, le explic, zic, vocea trebuie să fie ca, de exemplu, vocea trebuie să fie ca un partener alături de tine. Trebuie să le iei ca și cum îți iei iubitul, iubita de mână și te plimbi pe stradă. Trebuie să umbli cu el, să o simți lângă tine. Dacă te agasează, nu va ieși ce trebuie. Vocea nu trebuie să te agaseze. Tu nu trebuie să agasezi vocea. Cum ar fi să umbli cu cineva pe stradă și să te tot tragă de mână, nu? Sau să zică stai, stai, stai. Nu, nu-i bine. Totul trebuie să fie să fie o armonie. Foarte frumos spus. Vedem, dragii mei, vă așteptăm după masă, începând cu orele 18, pentru că mai avem foarte puțin din emisiune. Atingem subiectul. Crizantema de aur de la Târgoviște astăzi s-a mutat la Deva. Și Rosi, te rog încă o dată afișul, să rămânem în atmosferă. Acolo scrie Sorin Lupu. Câte premii? Câte crizanteme? Crizanteme. Am doar două, să zic. Cea de aur și cea de argint. Așa. Sunt singurul interpret care are în portofoliu premiile a trei concursuri mari, cele mai longevive, care sunt în domeniu, respectiv Crizantema de Aur de la Târgoviște în 2010, în 2018 Crizantema, da, nu, în 2017 Te aștept trofeul de la festivalul Te aștept pe același drum de la Zlatna și în 2019 Crizantema de Argint de la Chișinău. Dar ați urcat pe scena Crizantemei de Aur de mai multe ori, nu doar ca... Sunt invitat, sunt în general, nu pot să zic permanent, dar sunt invitat. Odată există o ciclicitate, nu poți ca să vezi tot pe aceiași oameni, tot aia, tot aia. Te plictisești și la noi. Asta ar fi secretul unui spectacol de succes, să se rotească un picuț, indiferent cât ar fi de bun, din punctul meu de vedere, de aceea nu mă... Faptul că într-un an mă duc sau nu mă duc, nu mă afectează deosebit. Îmi fac treaba. Încă o dată afișul, te rog, Rosi, să citim acolo sus. Mărește-mi-l partea de sus, te rog, dacă poți. Centrul de Cultură și Artă a județului Hunedoara, prin finanțarea Consiliului Județean Hunedoara. Vedem și UNESCO, Cetatea Romanței, Târgoviște, cred că, sunt cei care organizează în parteneriat acest spectacol după masă de la ora 18 la Teatrul de Artă din Deva.
pe centru pietonal. Îl salutăm pe domnul manager de la Centrul de Cultură și Artă al județului Hunedoara, pe Ciprian Roman, și îi mulțumim că depune eforturile necesare pentru a face rost de banii necesari să aducă romanța în fiecare toamnă în județul Hunedoara. Că o aduce la Simeria anul trecut, pe la Lupeni, nu mai știu exact, poate pierd, dar acest parfum de romanță s-a plimbat prin județul Hunedoara. Ar trebui ca să subliniem aici rolul deosebit de important al doamnei Alina Mavrodin Vasileu. Mulțumesc, acum sufletul era director romanței. Artistic. Da. Sufletul acestui festival, deci la, nu știu, i-a dat un push-up la tot ceea ce înseamnă romanță. Și trăiește romanță, cred că, nu știu dacă mănâncă, cred că respiră, mănâncă și bea romanță, deci e o doamnă extraordinară, prietenă deosebită, cunoaște tot, deci fiecare cuvânt, fiecare interval muzical din fiecare romanță, e deosebită, o iubesc, e o doamnă. N-am dat citire artiștilor pentru că vreau să vă rog să ne vedem după masă la Teatrul de Artă din Deva, alături de invitatul meu, alături de directorul artistic al acestui festival pe care invitatul meu tocmai l-a pomenit și l-a lăudat. E clar că există o legătură frumoasă și specială. Să nu uităm că băieții noștri de la orchestra profesionistă a ansamblului Drăgan Muntean, invers am spus de data asta și Rosima a corectat, e orchestra profesionistă, așa? Da. E profesionistă? Da, cum să nu fie profesionistă? Eu sunt profesioniști. Cântă cu niște profesioniști. Ei sunt profesioniști. Ne luăm la revedere, dragii mei. Ne revedem mâine dimineață aici la Dale Dimineții. Vă mulțumesc încă o dată pentru sufletele noastre. Cu drag. Vă pup, vă iubesc. Și uite, și Gabi ne spune bună dimineața, și Adrian Mureșan ne spune bună dimineața, și familia Aenea ne spune dimineața, și vă aștept mâine dimineață alături de mine. Dar astăzi vă aștept la teatru, de la orele 18, aici, undeva. Vă pup și vă iubesc!